orice sistem, fie el instituțional sau de alt fel, orice element, orice fapt, orice realitate poate fi interpretată după buna voie a celui care o interpretează. Se poate avea o abordare favorabilă sau mai puțin favorabilă. O abordare pozitivă de genul, da, domnule, bravo, s-a realizat, minunat, felicitări. Sau o abordare mai puțin pozitivă, da, e adevărat, s-a făcut, s-a realizat, da, ținând cont de indicatori, de resursele alocate, de tendințele generale și de vecini, poate că lucrurile nu stau chiar de bine. La fel și în orice sistem administrativ sau de putere, pe măsură ce urci, trebuie să fii tot mai atent despre cum te pronunți sau cum evaluezi un anumit element, pentru că orice spui poate și va fi folosit împotriva ta. De aceea, de obicei, evaluările sunt reținute și făcute cu mare atenție. Ei bine, în cazul Inspectoratului Teritorial pentru Poliția de Frontieră, eu am decât să nu țin cont de aceste reguli și să exprim întreaga mea apreciere și chiar elogii la adresa activității acestui inspectorat. Luăm doar un indicator, poate l-ați mai văzut, cei din Poliția de Frontieră știu cu siguranță, pe această rută a Balcanilor de vest, fenomenul migraționist care venea spre noi a scăzut de la 12,1% din totalul fluxului în 2021, la 2% în 2022 și la 0,1% în anul 2023. Asta înseamnă că dacă în urmă cu 3 ani de zile, unul din 10 migranți încerca să treacă prin România, în acest moment, unul din 10 migranți vrea să treacă pe aici, avem 0,1%. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ne facem treaba bine împreună cu partenerii noștri sârbi și că tot această rețea de migranți și-a dat seama că nu are ce căuta pe aici pentru că e mai ușor pe altundeva, e atât de simplu. De aceea am toată crederea că acest proiect nu va face decât să pună o nouă piatră în eșafodajul relațiilor româno-sârbe și va menține frontiera româno-sârbă din zona noastră a țării la același standard de eficiență, de calitate și de operativitate.